Actul normativ care va simplifica birocrația va intra în discuția guvernului în această lună și este în prezent pe circuitul de avizări al ministrelor implicate în elaborarea lui. Acesta prevede ca administrația publică centrală să nu mai aibă dreptul să solicite copii legalizate de la cetățeni. Prin această măsură se dorește simplificarea birocrației. De aceeași părere sunt și giurgiuvenii care spun că își vor rezolva mai repede problemele. Ce părere aveți despre faptul că aleșii vor să scoată actele legalizate? Să nu mai mergem la notar să le legalizăm? E o treabă bună. E o treabă bună. În primul rând că se scutez niște bani și în al doilea rând că se face mult mai ușor actele astea. Asta e o treabă bună. Astfel s-ar simplifica birocrația. Mult mai mult față de cum e acum, mult mai mult față de cum e acum, sigur. Normal că s-ar simplifica. Păi, atunci este o alegere bună sau o alegere rea? Păi stai să mai mă gândesc. Cred că până la urmă e bună, da. Da, se pare corect, sigur. Este mai bine să nu mai mergi? Este mai bine, este mai bine, nu se mai scutește din hârtie. Măsura este parte a unui pachet legislativ prin care se vor elimina mai multe acte cerute cetățenilor de către autorități, printre acestea și desființarea copiii legalizate, potrivit ministrului fondurilor europene, Cristian Ghinea. În luna februarie, guvernul a anunțat că lansează o platformă online la adresa maisimplu.gov.ro, prin care persoanele fizice și oamenii de afaceri pot transmite autorităților atât problemele birocratice cu care se confruntă în relația cu administrația, cât și propunerile de simplificare prin eliminarea anumitor acte.